Un vas cu sarmale este un preparat emblematic pentru bucătăria românească, o bucătărie bazată pe tehnica de slow cooking. Să faci sarmalele așa cum trebuie, durează cam o zi, de dimineață până seara. Înainte, oamenii aveau mult mai mult timp la dispoziție să facă astfel de preparate. Unul la mână, pentru că știau foarte bine să controleze focul. Din punctul meu de vedere, vatra este un simbol al bucătăriei românești. Este mașina de gătit supremă, pentru că are extraordinar de multe valențe și poți să folosești vatra în foarte multe feluri. Au reușit să păstrez gustul de slow cooking, pentru că atunci când vrei să redai o trăire, trebuie să lucrezi din avans. Uite, pe vremuri se folosea mai mult orez decât carne. Orezul se punea în cantități mai mari. Sarmalele nu se fac niciodată în aceea zi în care se servesc. Sarmalele sunt întotdeauna bune, mai bune ziua următoare. Orezul nu e mare filozofie, dar și acolo trebuie să fii puțin atent. Eu când am auzit că acest orez cu bob rotund e produs la noi, am zis gata, ăsta este orezul meu. Avem nevoie de un orez care se gătește foarte repede, pentru că o să-l gătim separat. Pentru că rețeta noastră de sarmale, pseudo-sarmale, este și foarte rapidă. Undeva la 40 de minute cronometrat. Ce poate suna mai românesc decât slănina câmpenească? Slănina bună este bine condimentată, fiartă și mai apoi afumată pentru mirosul acela pătrunzător, ca de la țară. Părinții mei nu prea făceau sarmale, sincer, dar făceau bunicii. Mama n-a gătit niciodată bucătărie românească. N-am învățat bucătărie românească de la ea. Ea a fost tot timpul mai să diversificăm lucrurile, ceea ce m-a ajutat foarte mult, pentru că am ajuns să gust și alte ingrediente pe care nu aveam cum să le cunosc altfel. Bucătăria românească e bazată pe răbdare și pe această relație cu focul. Mâncarea se face cu ajutorul timpului îndelungat. Dacă spui sarmale, spui răbdare automat. Adică sarmalele, așa cum sunt ele, sunt un preparat perfect. E clar, nu mai există nicio reinterpretare. Nu poți să pui sarmaua în picioare, sincer. Tehnica de a face sarmale este răspândită în până în 60 de țări în lume. De la vikingi până la mexicani se găsesc sarmale, inclusiv la chinezi. Dar fiecare și le-a adaptat peisajului autohton. La noi totul se gătește încet și mult. Ceea ce face ca bucătăria românească să fie una foarte gustoasă. Am stat foarte mult să mă gândesc până să dezvolt o rețetă mult mai rapidă de sarmale. A trebuit cumva să rememorez toate procesele și să folosesc ingrediente mai moderne care se pot prelucra mult mai rapid. Și atunci, ce am făcut eu? Am făcut, de fapt, un orez încărcat, practic, cu aroma sarmalelor. Iarăși m-a interesat foarte mult gustul. Când mănânci o sarma, trebuie să aibă acel gust. E foarte greu să reinterpretezi ceva ce este deja foarte bun. Atunci îi dai o altă formă, combini tehnicile, schimbi tehnicile și la sfârșit ai același produs, la același nivel de calitate,
dar altfel, adus în modernism, adus în nevoile noastre de rapiditate și eficiență. Asta ar fi o variantă mult mai rapidă, mult mai contemporană, o variantă măsura timpului pe care îl avem la dispoziție pentru un preparat. Cred că nimeni nu mai stă în bucătărie mai mult de o oră într-o zi.